Suntem gata? Vă rog, domnule Zucan. Stimați jurnaliști și reprezentanți ai mass media, dragi colegi, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația și ați găsit timp pentru a participa la acest eveniment. Astăzi, la Chișinău, se desfășoară ședința Comisiei Interguvernamentale pentru implementarea memorandumului de înțelegere pentru digitalizare, semnat de către Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, document care setează agenda de lucru în acestor două state pe dimensiunea digitalizării și document care a fost semnat pe data de 11 februarie în cadrul comisiei, în cadrul reuniunii guvernelor aici la Chișinău. Prin acest memorandum ne propunem să colaborăm în domeniul digitalizării administrației publice, în domeniul modernizării serviciilor digitale, în dinamizarea economiei digitale, precum și în fortificarea capacităților noastre de defensivă cibernetică. În acest context, cu jumătate de ani în urmă, chiar aici, în această sală, am fost foarte bucuroși să anunțăm crearea spațiului digital comun ca parte a colaborării în domeniul digitalizării și transformării digitale, Spațiul Digital Comun Republica Moldova-România. Crearea spațiului digital comun înseamnă o compatibilitate și o sinergie mai bună între instituțiile statului român și statului Republica Moldova. Înseamnă schimb de date automatizat, înseamnă servicii de calitate, înseamnă procese administrative mai performante. Totodată, spațiul digital comun presupune reutilizarea soluțiilor digitale pe care le avem noi, dezvoltate ca fiecare țară în parte, precum și crearea unor noi soluții digitale. Este un obiectiv deloc simplu, unul destul de complex, de aceea, în aceste 6 luni, ceea ce am reușit împreună cu echipa domnului ministru al cercetării, inovării și digitalizării, a domnului Sebastian Burduja, sunt niște rezultate foarte bune, rezultate pe care noi le vom utiliza pentru a ne construi liniile directorii de mai departe. În primul rând, noi am aliniat instituțiile la aceleași obiective strategice și la același cadru de timp. Este foarte important ca toate instituțiile implicate în procesul de digitalizare să privească în aceeași direcție, să-și aibă aliniate capacitățile și obiectivele să fie setate corespunzător. Ne-a reușit în această perioadă să avem această aliniere, având în vedere faptul că Republica Moldova și-a obținut statutul de țară candidat la Uniunea Europeană. Această aliniere înseamnă, în primul rând, una la standarde europene. Tot în această perioadă am identificat o serie de mecanisme juridice prin care am putea să reutilizăm soluțiile digitale pe care le-am creat noi aici în Republica Moldova, să le reutilizăm și să le scalăm și în România. Știți probabil că în Guvernul Republicii Moldova se află în proces de examinare o hotărâre de guvern care va partaja toate serviciile guvernamentale implementate de către noi în ultima decadă, în ultimul deceniu. Le vom pune la dispoziție partenerilor noștri din România, așa cum prevede și memorandumul, dar așa cum o cere și crearea acestui spațiu digital comun. În această perioadă am pregătit și platforma tehnologică, o platformă tehnică care ar ajuta să implementăm mai rapid soluțiile digitale în România, mă refer soluții digitale pentru sectorul public,
Împreună cu instituțiile de profil din România s-a pregătit această platformă tehnologică pe care colegii noștri o utilizează pentru prototipizarea serviciilor noi. La fel, am demarat procedura de recunoaștere mutuală a semnăturilor digitale, un lucru foarte important pentru a asigura interoperabilitatea identității electronice. Noi ne dorim ca cel puțin acel 1 milion de cetățeni pe care îi avem în comun cu Guvernul României, cu statul România, să beneficieze de o transparență și o sinergie și o birocrație aproape inexistentă, dacă să vorbim așa, ajutați de identitate electronică interoperabilă. Noi am recunoscut unilateral semnăturile emise de către toate statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv România, și cu sprijinul Guvernului României am făcut demersurile necesare către autoritățile europene pentru a iniția dialogul, pentru a iniția procesul de recunoaștere bilaterală sau mutuală a semnăturilor deja de către statul România. Am avansat în elaborarea cadrului de securitate cibernetică. Aici România a obținut rezultate remarcabile și noi suntem în proces de preluare acestor experiențe a modelului instituțional pe care România a reușit să-l pună în funcțiune pentru a asigura reziliența, securitatea și fiabilitatea sistemelor informaționale pe care le pun în funcție, fiind ambele țări fiind într-un context regional tare complicat, acest aspect al activității noastre, al digitalizării, este unul foarte, foarte important. La fel, am identificat o serie de produse noi, la care ne vom axa eforturile și ne vom coagula eforturile, iarăși cu eforturi comune ale ambelor echipe, pentru a crea noi valori digitale. Una din ele este o aplicație mobilă care se va regăsi pe telefoanele tuturor cetățenilor de pe ambele maluri ale prontului și va asigura această aplicație conexiunea cu autoritățile statului, având guvernul foarte aproape de noi, oriunde am fi, pe orice meridian am fi, să avem serviciile alături de noi. La fel am participat cu domnul ministru la mai multe evenimente de promovare a valorilor spațiului digital comun, evenimente organizate și aici, dar și în România. O serie din aceste evenimente sunt cu bătaie strategică, țintesc în noua generație, în a crea o cultură digitală mai puternică, pentru ca să putem cu adevărat să avem sustenabilitatea pe care ne-o dorim. Printre ele aș menționa și cei ce ne-a marcat foarte mult agenda noastră ulterioară în ceea ce înseamnă dezvoltarea societății informaționale. În Moldova a fost deschis primul Smart Lab cu prezența plenară a partenerilor din România și lucrul ăsta dă și un suflu nou în ceea ce înseamnă educația digitală în Republica Moldova. Așadar, comisia formată din autorități specializate în digitalizare din România, și anume Autoritatea pentru Digitalizarea României, Directoratul Național de Securitate Cibernetică, dar și Ministerul, evident, sub egida Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, de rând cu instituțiile de profil din Republica Moldova, Agenția de Guvernare Electronică, Serviciul Tehnologiei Informației și Securitate Cibernetică și Agenția Servicii Publice. Astăzi au trecut în revistă acele 6 luni de activitate cu exercițiul de a trage concluziile din aceste 6 luni și aș crea o agendă de lucru pentru următoarele 6 luni. Și tot în cadrul acestei ședințe a Comisiei, președinția în cadrul Comisiei este trecută pe partea Republicii Moldova. Deci a fost preluată de către Republica Moldova conform regulamentului de funcționare acestei comisii. În această perioadă, noi am fost într-un dialog constant cu partenerii noștri din sectorul privat,
îndeosebi cu giganții acestei lumi pe dimensiunea tehnologică. Spuneam anterior, procesul de transformare digitală este unul prea complex pentru a fi efectuat de o singură organizație sau de un singur guvern. De aceea, astăzi suntem foarte bucuroși să-i avem alături de noi compania Microsoft și compania UiPath, cu care am semnat acorduri de colaborare pentru a fi împreună în crearea spațiului digital comun. Eu cred că aceste două companii nu au nevoie de o prezentare. Sunt companii cu renume mondial, sunt companii cu tehnologii de performanță. Compania Microsoft furnizează tehnologii și soluții digitale și este, de fapt, aceste soluții sunt cele mai răspândite în administrația publică Republica Moldova. Toate platformele digitale au fost implementate cu utilizarea tehnologiilor avansate furnizate de către Microsoft, iar UiPath este lider recunoscut în tehnologiile de robotizare virtuală. Și aici noi avem nevoie de automatizări în toate ramurile administrației publice, în economie digitală, de aceea prezența acestor două companii și ancorarea lor la agenda digitală a spațiului digital comun este una foarte, foarte importantă. Vreau să-i mulțumesc bunului meu prieten și colegului nostru și vă spun încă o dată, este o mare bucurie de fiecare dată când vine la noi la Chișinău domnul ministru Burduja pentru tot efortul pe care îl depune dumnealui personal, dar și echipa lui dumnealui, fiindcă are o echipă extraordinară. Vreau să-i mulțumesc pentru aceste eforturi de a ne poziționa ca o națiune digitală și de a coagula eforturile specialiștilor și de aici și din București pentru ca împreună să ne dezvoltăm țările și să devenim cu adevărat o națiune digitală. România a fost întotdeauna sprijinul nostru și rămâne a fi acel pilon de bază pe care noi ne construim dezvoltarea țării. Și pe dimensiunea digitală lucrul acesta este evident și este cu atât mai necesar întrucât ne dorim niște economii și niște țări competitive. Și eu cred că acest lucru ne va face posibilă și ne face mai încrezători în ceea ce înseamnă crearea spațiului digital comun, unul rezilient, unul durabil, competitiv și unul care ne va ajuta să trecem peste provocările timpului, provocările regionale, deloc simple, și pentru ca să asigurăm un confort și o bunăstare tuturor cetățenilor de pe ambele maluri ale Pruntului și un viitor prosper și pașnic. Vreau să-l invit acum pe domnul ministru Sebastian Burduja să ne spună cu ce gânduri a venit la Chișinău și să ne transmită acea energie pozitivă cum o face de fiecare dată când ne întâlnim. Domnule ministru, vă rog. Mulțumesc mult, domnule viceprim-ministru Iurie Țurcanu, și n-ai cum să n-ai energie pozitivă atunci când te întâlnești cu oameni care îți sunt dragi și cu oameni care au făcut lucruri pentru cetățenii pe care îi reprezintă. Și dumneavoastră, împreună cu echipa noastră, sunteți astfel de exemple pentru noi și o spunem de fiecare dată cu mare plăcere și cu mare bucurie. Dar în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru această găzduire, ca de fiecare dată ne simțim ca acasă la Chișinău și ne bucurăm să venim aici, în primul rând, cu inima, împreună cu o delegație foarte puternică. Aveți, practic, astăzi la Chișinău toate instituțiile din arcul guvernamental, din zona de transformare digitală. Avem Autoritatea pentru Digitalizarea României, care a venit prin domnul președinte Dragoș Vlad, este și domnul vicepreședinte Tohănean aici, este organismul intermediar care implementează programele Autorității pentru Digitalizarea României și programe europene foarte importante, fiind doamna Bușon, este șefa acestui organism intermediar, este, bineînțeles, DNSC-ul, Directoratul pentru Securitate Cibernetică, și le mulțumesc foarte mult colegilor, ICI, prin domnul președinte Vevera, și mă bucur să-l revăd și să-l văd la Chișinău, și, bineînțeles, companiile private, deci Microsoft și UiPath, care au venit aici la nivelul înalt de reprezentare regională,
și bineînțeles nu în ultimul rând, echipa mea, a Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, domnul subsecretar de stat Eduard Mititelu, împreună cu toți colegii, domnul secretar general al Ministerului nostru Cristi Saragea și iată deci o echipă numeroasă. Dacă am uitat pe cineva să mă iertați, dar am vrut doar să punctez faptul că am reunit aici toți factorii de decizie la nivel de demnitar, la nivel tehnic, oameni care pot să accelereze aceste procese. Salut faptul că avem o continuitate practică a demersurilor noastre. Ne-am văzut acum 6 luni la Chișinău, ați venit la București acum o lună și puțin și la vizita dumneavoastră la București, pentru care ne-am bucurat foarte mult, am stabilit că la început de decembrie sau în luna decembrie vom avea acest pas important alături de parteneri din mediul privat și iată că el se concretizează. Deci este o promisiune îndeplinită și eu vă mulțumesc mult pentru asta și pentru de fapt tot ceea ce ați făcut în aceste 6 luni de zile. Încă de la preluarea mandatului meu de ministru, acum 7 luni, am spus că relația cu Republica Moldova este o prioritate strategică. Și vreau doar să punctez, pentru că nu o să apuc să prelungez vizita de astăzi dincolo de ora 12, probabil, 11:30, și vreau să spun că nu am de ales, trebuie să fiu în Parlamentul României să susțin bugetul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării și deci voi lua un zbor din Iași într-un timp foarte scurt. Dar vreau să punctez faptul că dincolo de ceea ce noi facem pentru transformarea digitală și spațiul digital comun, noi am alocat bani și din Planul Național pentru Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă. Este un plan ambițios de 60 de miliarde de lei și avem un program special pentru Republica Moldova. Deci, apropo și de discuțiile cu domnul ministru al educației, domnul Topală, avem în plan și pe măsură ce concretizăm acest buget anul viitor, ne vom bucura să alocăm cât mai multe fonduri pentru cercetarea științifică din Republica Moldova. De fapt, bugetul ministerului nostru, pe care mă duc să-l apăr în Parlament astăzi, crește față de anul acesta, deci anul viitor va fi cu 70% mai mare. Este o creștere fără precedent și care arată un angajament al premierului Nicolae Ciucă pentru ceea ce ține de viitor, de termenul lung. Am regăsit, ca de fiecare dată al noastră, domnule viceprim-ministru, și deschidere, și competență, și seriozitate și noi trebuie să ne ridicăm la înălțimea standardelor pe care le setați. Practic, în acest spațiu digital comun discutăm de mai multe dimensiuni. Cea mai importantă dimensiune pentru România este cea a serviciilor publice digitale, unde trebuie să accelerăm și căutăm această scurtătură către viitor, ca să-l citesc pe premierul României Nicolae Ciucă, pentru că altfel ne-ar lua mult mai mulți ani dacă nu am beneficiat de expertiza pe care dumneavoastră și echipa dumneavoastră o aveți, de soluțiile pe care le-ați dezvoltat împreună cu experți de top la nivel mondial și pe care le aveți deja implementate și de care cetățenii Republicii Moldova se bucură astăzi. Ne propunem să aducem cât mai rapid aceste servicii și în România. Salut faptul că deja sunt 3 soluții în testare în România și sunt soluții importante și o să dau un singur exemplu pentru că mie mi se pare relevant și de fapt noi mereu vă dăm de drept exemplu. Partea aceasta de notificare a cetățeanului în momentul în care statul îi accesează datele. Este o chestiune fundamentală de transparență, de responsabilitate a statului în raport cu cetățenii și de a da de fapt cetățenilor puterea asupra datelor lor și conștientizarea faptului că ei dețin datele, nu statul le deține datele. Pe noi, în contextul unor proiecte foarte ample, ambițioase, transformare digitală, cum este cloud-ul guvernamental, o investiție de aproape 600 de milioane de euro, o asemenea facilitate pentru cetățeni, deci notificarea lor este foarte importantă pentru a arăta că nimeni nu le va controla datele și există un mecanism foarte clar, jurnalizabil, trasabil de acces și notificare. Și încă o dată eu vă mulțumesc foarte mult pentru tot progresul pe care l-am făcut în această dimensiune. Discutăm totodată de zona de competențe digitale, pentru că putem avea servicii foarte bune, servicii publice electronice, dar trebuie să îi și pregătim pe români și pe de fapt pe cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului să beneficieze de aceste servicii. Și salut și cu această ocazie faptul că astăzi la Chișinău s-a lansat practic prezența Poștei Române,
Poșta Română e un partener al ministerului nostru în caravana digitalizării, pentru că noi ne-am dat seama că nu putem face transformarea digitală a României dintr-un birou de ministru și că trebuie să ieșim în teren. Și am mers în comunități mici, în zone rurale, în comune, am vorbit cu oamenii și prin Poșta Română, care are o capacitate aparte de a ajunge la fiecare cetățean, reușim să implementăm câteva programe de creștere a competențelor digitale. De asemenea, ne-am bucurat să împărtășim cu dumneavoastră câteva lecții învățate, dar chiar și soluții concrete pe care le dezvoltăm prin intermediul fondurilor europene, în special prin PNRR, Planul Național de Redresare și Reziliență, unde avem un program amplu de reabilitare, echipare a bibliotecilor din România. Sunt peste 1000 de biblioteci rurale care intră în acest program și un program pe care lucrăm cu experții Băncii Mondiale de competențe digitale, deci vor fi 100.000 de români pe care o să-i pregătim în aceste biblioteci pe care le modernizăm. Și ne-am bucurat să putem împărtăși cu dumneavoastră aceste programe și cu cetățenii Republicii Moldova. Bineînțeles că în tot acest efort, cum bine spuneați, domnule viceprim-ministru, nu putem să stăm singuri și ne bucurăm că astăzi există, cred, un pas istoric și pentru Guvernul României, și pentru Guvernul Republicii Moldova, și pentru cele două companii globale care sunt astăzi la Chișinău, Microsoft și UiPath. Este realmente un memorandum fără precedent pentru cele două guverne, dar și pentru cele două companii. Și el înseamnă pur și simplu o asumare a faptului că transformarea digitală are nevoie de o colaborare foarte strânsă între mediul public și mediul privat. Oricât de competente ar fi guvernele, și cu siguranță în zona de IT&C, Guvernul Republicii Moldova este un exemplu. Noi vă dăm exemplu și în raport cu companiile private, și în raport cu experții Comisiei Europene, și în raport cu alte state, unde am fost, de exemplu, în Emiratele Arabe Unite. Și e un stat foarte interesat să vadă ce soluții ați dezvoltat și m-aș bucura să continuăm acest dialog. Sunt și coordonator din partea Guvernului României, din partea Premierului, în raport cu Emiratele Arabe Unite, un punct strategic de altfel în Orientul Mijlociu. Deci, salut încă o dată acest parteneriat cu mediul privat. Mă bucur că într-un timp record două companii mari au reușit să agreze împreună cu cele două guverne textul acestor acorduri și sunt convins că vom face lucruri mărețe împreună. De altfel, l-aș cita pe Petru Areș, care a spus că vom fi iar ce am fost și mai mult decât atât, și cred că singurul mod în care vom putea face asta este să fim împreună. Și vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru, și vă rog să contați pe mine, pe echipa mea și pe toți cei prezenți astăzi la Chișinău. Vă mulțumesc mult, domnule ministru. Suntem onorați de fiecare dată, cum spuneam, să vă găzduim aici. Sunteți foarte așteptați aici la noi, ori de câte ori aveți posibilitate. Mulțumesc. Stimați colegi, dacă nu sunt întrebări, întrucât agenda domnului ministru este una foarte, foarte strânsă, o să ne retragem și o să-l conduc pe domnul ministru la transport pentru a merge la Iași. Mulțumim frumos! O zi bună în continuare!